Trei oameni și-au pierdut viața astăzi între localitățile Clujene, Copăceni și Tureni. Din câte se pare, accidentul s-ar fi produs după ce unul dintre autovehicule implicate ar fi pătruns pe contrasens. Doctorii prezenți la fața locului au declarat că victimele au fost găsite fără funcții vitale, acestea fiind resuscitate, însă fără niciun rezultat pozitiv. Conform primelor cercetări, ar fi vorba despre o pătrundere pe contrasens. Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului, urmând a se stabili cu exactitate mecanismul producerii.